Dosar de băgat. Băi, tu, puleu! Bagă dosarul! Îți pierzi și răbdarea până la urmă. Stăm aici cât flămânzi, cât... Păi, dar... Beneficiarii ajutorului social se plâng că trebuie să facă drumul până la Vaslui în fiecare lună și sunt nevoiți de fiecare dată să scoată din buzunar bani pentru transport. Și asta în timp ce venitul garantat este foarte mic și nu le ajunge aproape pentru nimic. Noi la 4 persoane avem 242 de lei. Și se merită? Acum avem încotro. În fiecare lună un drum dus întors, 500 de mii. E destul de greu, pământ nu ai, ceaia nu ai. Copiii la școală. Trebuie. Banii puțini. Ce să vă mai spun? Este foarte greu. Este singurul venit pe care îl aveți? Da, e ajutorul social ăsta. Cum ați supraviețuit dacă nu l-ați avea? Cred că greu. Greu. Suntem de la țară și noi, deci pământ nu avem, animale nu. Este lumea care e foarte năcăjită. Ce să fac? Nu prea am ce face. Nu pot să asigur cheltuielile necesare. Am copii la școală, la liceu. Foarte greu. Pentru a obține venitul minim garantat în fiecare lună, beneficiarii trebuie să-și completeze dosarul cu o adeverință de la Agenția de Șomaj. Conform legislației în vigoare, în fiecare lună, beneficiarii de ajutor social trebuie să se prezinte la agenție pentru a solicita o adeverință din care să rezulte că nu au loc de muncă, că nu au refuzat un curs de formare profesională, vin doar anumite comune. Astăzi este programată comuna Zăpodeni. Și după cum știți, sunt foarte multe sate în componența comune, deci sunt foarte mulți beneficiari. În județul Vaslui sunt aproximativ 9.000 de familii care beneficiază de ajutor social.